trăim aici ca niște microbi într-un organism străin. Paraziți. Tu de ce ai fugit din țară? Emigrant politic. La muncă nu te duci, zaci în hamac toată ziua și citești? De multe ori mă întreb dacă noi doi avem același Dumnezeu. Pentru o maimuță nu există altă cale. În primul rând să admită că e maimuță. În al doilea rând să rămână la condiția sa. Bunici au mai rămas în sat împreună cu sărăcia lor. Eu mă întorc acasă. Tu nu. Mă spânzur al vostru tată și soț iubit. Hai să te întorci. Și n-ai să mai fi sclav niciodată. Nici tu și nici familia ta.